camera aia a dat cu exemplu. A spart geamuri, el a început să distrugă din dormitor, a ieșit din dormitorul în care era cazat, a intrat în baie, a început să fărâme instalația termică a centrului, a smuls stingătoarele de pe holuri și cu stingătorul a început să spargă toate geamurile centrului. A coborât, a intrat în spălător, a răsturnat tot ceea ce însemna aparatură de curățenie din spălător și a început să distrugă tot ce stătea în cale. A fost un moment de furie sau premeditat? Nu pot să-mi explic. Da, a avut manifestări mai ciudate. Asta este surprinzător. Cât a stat la noi, el a venit de mai multe ori. La noi a venit, a plecat, a fost totul în regulă. Deci nu am primit niciun referat din partea asistii, din partea angajaților care aveau vreo problemă. S-au comportat exemplar. Avea și ceva probleme de sănătate, din câte am înțeles de la colegele mele asistente medicale, cu inima. Deci nu pot să-mi explic, a fost în regulă, s-a comportat exemplar, s-a supus în totalitate regulamentului centrului. Deci nu a creat absolut nicio problemă, nu am avut niciun referat. Sunt persoane despre care angajații centrului ne aduc la cunoștință diversele scăpări pe care le au. Dar despre această persoană nu am niciun referat. Înțeleg că individul are și un trecut destul de... Da, din câte am înțeles de la poliția municipiului, el a mai fost condamnat pentru tentativă de omor. Nu știm, nu cunosc. În general, persoanele care vin la noi, vă dați seama, cam au astfel de probleme. Dar nu este un impediment ca să ne obstrucționeze, să nu le primim. Atât timp cât ele sunt evaluate psihologic și sunt în regulă. Și nu au scăpări de genul acesta, vă dați seama că nu avem de unde să știm. Drept dovadă, cred că din momentul acesta putem sta pe o bombă cu ceas. Cred că mulți dintre ei pot avea tot felul de scăpări. Trebuie să ne gândim foarte serios și astfel de lucruri să nu se mai întâmple, iar regulamentul trebuie îngreunat foarte mult ca accesul persoanelor în esprit, ca accesul persoanelor în această unitate să nu mai fie la fel de simplă până acum. Și el era undeva prin zona din spate. Ai sticlină? Mhm. Nu, dar noi luăm destul. Mersi. Holul ăla și... Și de afară. Ați văzut baia cum arată? Aici? Jos la parter, au smuls cuveta. Georgeta?
Era de crezut și dar nu făcea cu mine, că s-a trebuit să mă mulțumim. Păi, și afară, și afară. Și noi eram toate trei. Și eu acum așa de spălat și uscător. Nu, nu, că nu vreau să apar, că mă vede copiii, sunt societar, mă înțeleg cu ei acolo, dar am mai tânut să lui. Eu n-am fost la fața locului ce spune. Nu, dar să ne spuneți despre el, ce fel de om este. Nici nu mi-e cuția ta care e pe un birou.